Suma primită în acest an de municipiul Râmnicu Sărat de la guvern prin Consiliul Județean Buzău s-a alocat având la bază noua lege a bugetului. Așa se face că banii au fost mai puțin decât anul trecut. Pentru a corela deficitul, primarul din Râmnicu Sărat, Viorel Holban, a făcut nenumărate demersuri către Ministerul Finanțelor Publice. Eforturile nu au fost în zadar. În urma rectificării bugetare făcute săptămâna trecută de guvern, primăria Râmnicu Sărat a primit întreaga sumă solicitată. A fost alocată suma 31 de miliarde, exact cât am fost defavorizați prin noua lege a bugetului. Ne-am luptat până în ultimul moment și s-a făcut dreptate. Au primit, din ce am înțeles, toate cele 12 primării care au fost defavorizate prin noua lege a bugetului și exact sumele pentru a ajunge la nivelul anului trecut, cel puțin la nivelul anului trecut. Banii urmează să fie direcționați acum către diverse capitole, astfel încât primăria și unitățile subordonate să poată funcționa fără sincope, iar proiectele europene să se poată finaliza. Care ar fi capitolele prioritare? Deci, în primul rând, pentru funcționare și în al doilea rând, pentru închiderea proiectelor europene. Mă așez la discuții cu direcția economică pentru a vedea exact situația. Cele 12 primării din județul Buzău defavorizate de noua lege a bugetului aveau absolută nevoie de sumele care le-au fost alocate pentru a funcționa până la sfârșitul anului.